Dai frână de mână, trage de ea! Domnule, ia la teata, că las, dacă iau piciorul de pe frână, ia la teata! Va stinge motorul! Domnule, ia la teata, stins motorul! Dă-o înapoi! Dă-o înapoi! Dă-o înapoi! Hai cu doua! Respiră! Doamne, știți ceva? Nu mă interesează. Respiră! Vane! Uite, bă, iau piciorul! Te duce la deal! O ia la deal, pentru ce mai? Dacă iau piciorul de pe frână, o ia la deal! Da! Ce? Sarcină. Cât? Cam 14-15 săptămâni, nu-mi dau seama. Viu? 35. Parcă. Embrionul viu? 50. Lasă, vrei că e ruptă toate, nu mai ajută nici ajutor occidental. Are tensiunea. Adrenalină. Merge respiratorul ăla? Lasă. Că mai trebuie. De cerebrată? Și noi ce dracu facem aici? Domnule, am întrebat ceva. Dacă e de cerebrată, ce stimulezi acolo? Nu vezi că e în cadavru? Bravo, domnule. Am întrebat. Oprește porcăria aia. Mai consumăm și sângele degeaba. Scoate-l. Copilul e viu. E viu că îl ține cu tuburile astea. Mai lasă-l puțin. Nu vreau. E viu, Mișule. Măcar 24 de ore. Dar, dragă, e moarte de mult. Cu creier cu toți. E zob. Poți să mai ții? Știi, nu rezistă hărurile astea. Unde crezi să crești aici? În Occident? Oricum nu-i dau mai mult de 6 ore. Păi acum au putut. Au putut că au avut aparat. Hărburi din secolul XIV. Erau nemți. Ascultă și tu. Ce să ascult? Și pe ce aștepți aici să se împută? Băiat, chemați procuratura. Domnișoară, nu faceți asta. Chemați procuratura că intrăm în adaptul experiențele. Dumne, nu rezistă instalația mai mult de 6 ore, eu nu pot. Ce să fac asta? Eu am cărat. Vedeți dacă are rude. Să fie și aia de acord. N-are rude. Ce cauți aici? Păi nu, că ați întrebat de rude. Ia rude de acolo. Așa că afară pe vor. Ce mă bag la voi? Ești rude cu ea? Eu? Hai. N-are pe nimeni. S-a verificat la noi. Stai pe vol. Am primit ordin să mă întrebe la serviciu. Stai, domnule, pe vol! Aveți ofisă de telefon, vă rog. Doamna! Firată e dracului de nenorociți cu sacoșele voastre, cretinilor! Ați lăsat lumina aprinsă ieri după masă și ați împuiat și ușa, vă rog frumos. Dar nu se mai întâmplă. N-avem pensie americană. Știți cât e kilovatul? Nu se mai întâmplă, vă rog, da. Ce spui? Cine? Sunteți rudă? Nu. Nu? Nu. Aici e reanimare. Cum ați intrat aici? Dați în halatul. Doamna doctor, mi s-a spus că am auzit că dorește copil. Merge cineva că dorește copil. Da, trăiește. Și cum o să le... cum o să-l cunoașteți? O cunoști? Da. Are rude? Nu, nu are pe nimeni. E venită din Basarabia. Și dumneata?
Eu am fost cu ea înainte, înainte de accident. Nu, nu, asta nu mă interesează. Știați că e însărcinată? Da. Sunteți tatăl? Da. Așa cred. Da, 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 da. Bebe, ce-i cu mine? Ce se întâmplă? Bebe! Și când s-a întâmplat? Acum 4 zile, joi. Veniți aici, ascultați. Aveți niște spirit. Ce spirit? Să deschidem puțin fereastră. Intră praful. Bebe, se întâmplă ceva cu mine. Vorbesc cu tâmpiții ăștia și nu mă aude nimeni. N-au aparatură, un singur respirator, ajutoare occidentale, nu? Mă enervează îngrozitor. N-auzi? Bebe. Ce lumină? Aș putea să rămân puțin singură. Mă simți rău? Uită-te la mine! Nu vezi? Bebe! Omoară-l. Omoară-l imediat. Pune ceva în cafea, bacă-l cu capul până la casă. N-auzi? M-a săturat la bărdacul, mi-o cumpi! Și cât e pe experiența asta? Nimic. Ce s-a făcut din vezi dacă aș fi tâmpit? Ia, vă rog să poftiți pe culoar, da? Domnule, să știți că eu nu vă permit. Da, vă rog să poftiți pe culoar. Ce, da? Eu nu sunt de acord. Copilul se va lași dintr-o femeie moartă. Poate iată mortul, poate iată anicapat. Iertați-mă. Dacă este și asta anicapat, dar dar răspund, pe ce faci că eu sunt capul copilului. Nu te ia, spune-mă ce spun eu, dacă eu nu vreau, nu o să faceți nimic. Ați înțeles că mă duc la Cotroceni. Tu ați înțeles? Se, se, se. Mișcă ceva aici. Păi cum să nu mișcă lumea dacă copilul simte mâna lui tăticu? Dar cine sunteți dumneavoastră? Sunteți rudă? Dom'le, eu sunt tatăl copilului și vă spun, nu o să faceți nimic. Să fie chiar. Să nu spuneți că nu mă spun. Mă rog, ieșiți afară. Să nu mă spun. Ce faci, dragă? Spune-i că n-are lume. Domn director, testul de paternitate se face după naștere. Mai vedem. Ai nevoie de asentimentul lui. Cum merge? Normal. Ce țâțe ai, Valip? Da, domn director. Ați ocurăț de respirator? Ăsta unul singur s-a oprit deja de 2 ori. Aduce nemțul, am vorbit în german. Se blochează reanimarea, să știți. Aveți răbdare, domne, vin ajutoarele germane. Simt asta în urină. Ce urină, domne, care urină? Se încinge instalația, pune mai multe fierbinte, fierbinte. Dacă ținu la nemț 4 luni. Pentru că acolo e Germania, Vali, dragă, suntem în România. Vrei premiu Nobel, vrea premiu Nobel. Așa, copii, luați cât mai mulți Nobel. Să fie țara plină de Nobel. A căzut tensiunea. Nu-i curent, s-a oprit curentul. Ce faci acolo? Dau ăștia drumul la curent și te nenorocești. Lasă-mi fie, lasă-mi ce-am face chiar aici. Vă rog, nu faceți, veniți înapoi, vă rog, frumos, vă rog, stai liniștit. Domnișoara doctor, a pornit de nitrogenul. I-a dat drumul? Da, n-a făcut nimic, respiră. Vă rog, veniți dus. Îmi gănești picioare, diplocent, dragă de voastră, v-am încurcut, cineva îmbrăcat asemenea să... Ai văzut-o? Și cum e? Ramon! Că unde-i poponarul ăsta, bă? Ramon! Ce pizda, mă, tibă? Pune-mi-l în cap, bă! Nu este ambalajele, profesore, spălat puțin. Când pune la groapa Doina? Nu știu. Cum e, nu știi? Și au început să-i dăzi de femeile. Ce nu-i dat treabă? Tu ai văzut mașina aia afară? Este una individuă acolo, toată ziua a uitat aici. Unde mă, fi securistă? Cred că da. Ai vreo libertate să nu te plângi. Până la urmă, tot pune aia la doar pe tine. Băi, copule, lasă-mă cauciucul ăla acolo. Ăla e pentru altcineva. Te-ai găsit servici? Ramon! Nu este ambalajele. Nu am bălat și tâmpitule, că la nu-i servici. Undeva unde să lucrezi, că eu nu mai pot să țin doi. Mă sufoc ăștia cu impozitele. Să nu știu că nu ți-am spus. Treci la mașină. Profesore, nu, nu acum, în frica. Ce? Nu bună. Nu mai sticle romanești. Ce vorbești? Ai la de patrioți. Profesore, eu iubit mult la doamna Doina, buena mujer. Bă, tu nu te uiți la asta cu buncește. Nu trebuie să ai mă ceva în sine.
Erdica! Bă, dacă nu mai vrei, mai să și când te bagă în cul! Profesore! Alo, da. Alo, vă rog, da, la telefon. Mătăiești? Sunt mătăia auzit de drepturile omului. E o chestie, e o chestie care aici în București funcționează ca focul. Vă dau un cuvânt. Domnul... Domnul Bebe, dumneata mă deranjez la ora asta. Ce fac? Te deranjez? Păi, vă dau un foc, domnișoară. Vă devastez morga aia nenorocită unde lucrez. Aici nu e Auschwitz, aici este România, grobarul capitalismului! Păi de unde te trezești? Dumneavoastră faci experiențe pe copilul meu? Vă desfințez! Domnul Udele, chestiunea aceasta nu se poate aranja așa prin telefon. Veniți, vă rog, să stăm de vorbă. Ai ceva de băut? Poftim? Mea. Complimente doamnei Marcu. Ce ești, vă rog? Poftiți. Te rog, te rog. Vă distrug. Cât vrei. Ha? Cât vrei să mă lași în pace. Dolari, dacă strântesc acum o cifră cu 40 de euro, te apucă ciclu. Ce te nebuni? Domnul Marcu, te sfârșitul lumii, anșoare. Hai să bem ceva. N-am nimic în casă. Da, niște lichior. Stai, stai. Ce fel? Păi, sedez. Dumneata, știi cine sunt eu? Alpinist. Am urcat pe Himalaya. O expediție de austrieci. Nanga Parbat. Annapurna. Austrieci. Pune ceva în pahar și adorme-l. Vrei să fac experiențe pe noi? Domnișoară. Aoleu, dar ce-i asta? Din Siria. Aude, roși. Oameni serioși, ce rahaturi fac și ăștia. De ce faceți experiențe pe viața mea, domnișoară? Domnule, da. Vrei să-ți spun eu, să spun eu de ce? Vrei să te cari din țara asta frumoasă? Eu? Da, din patria noastră frumoasă, din mijlocul acestor oameni de bine și să te plantezi într-o țară decadentă cu un capitalism inuman. Da, cu spitale, vată chestii corect. Nu, eu le fac un experiment care a fost făcut la... Care, domnișoară? Eu... Care, nu așa ca țiganii ăștia care se întorc acum cu un șut în cur. Nu, dumneata, trebuie o reputație. Înțelegi că lucrurile îți trag și medală, nu? La ce reputație s-a gândit ea? Moașa genială a unui copil viu, într-o mamă moartă, copilul meu. Nu-i adevărat. Parcă fi, domnișoară, sunt un bou. S-a lupit niciodată din asta. Eh, ce-am făcut eu după ce am coborât de pe Himalaya? Hai, spune.
Era un bancul ăla cu... de la vânători de munte cu unul care... Ce-am făcut eu când am coborât de pe Himalaya? Pe... te-ai scos chiurile. Da. Da, asta era... Nu, m-am îngălat în Austria, plină de alpiniști. Și profesor. Sunt profesor. Îi doare în cur de profesor. Așa că mi-a administrat și mă picior. Și acum, uite, sunt aici în țară, sunt... patron, lipesc cauciuci. Adică nu lipesc, eu nu sunt pormiros. Am doi cretini care se ocupă, dintre care unul se teme de securitate, că... mă rog, un cubanesc. Unde-i telefonul? Da, da, nicio problemă, nicio problemă. Eu fac un număr și dumneata răspuns care când ai fi de la securitate. De unde? De la securitate. Eu? Da, da, da. Cum să fac? N-am să pot. N-ai să pot, eu nu o copil înapoi. Dumneata ești Ramon Popolaru? Pederastu? Nu ești? Cum nu ești? Cine la... cum cine e la telefon? Securitatea. Securitatea. Ai trădat patria și partidul. Dumneata, ți-ai trădat patria și partidul. Nu ți-e frică că brațul lung are revoluție să te ajungă, Ramon? Ramon, nu ți-e frică că o să te ajungă brațul lung al revoluției? Ai trădat revoluția și socialismul. Ai trădat revoluția și socialismul. Cumva liber. Și socialismul. Da, Havana Club. Doamne, feriați! Operație, dragă, nu poți să ții blocată reanimarea pentru nu știu ce moarte al tău, înțelegi? Lumea moare, degeaba, stai de ceapă, cuși dacă... A avut cineva nevoie de reanimare? Da, dar se poate întâmpla în orice moment, nu? Ei, ce i-a dragă? Și așa sunt legate cu sârmă toate rablele alea, tali, dragă! Cine a avut nevoie de reanimare? Domnule, eu vreau să te văd pe o singură operație să vorbești după aia. Scoate pe tătă din vezică, scoate niște amigdale, fă o apendicită, fă ceva. Și după aia, dacă-ți convine să-ți moară o reanimare... N-a murit încă nimeni. N-a murit, păi vrei să-ți moară. Simți rece? Apa e rece? Nu-i dai importanță, lor de invidia de el în masă. Eu nu înțeleg cum funcționează astea. E o minune, o minune cerească. Cred că sunt... domnul doctor! Mi s-a întâmplat? Un lucru îngrozitor. Dracu, opriți curentul! Fanny, ce faci acolo? Fanny! Fanny! Așa-i! Mor! Prima de prima! Te-ai scos furtă, dărăule! Mă cerăule! Nu o să-mi fiu niciun ajutor de nicăieri! Te-l-a invidia, pe tine! Doamne, Dumnezeule, Doamne!
cum Dumnezeu poate să bei mizeria asta? Sunt un nesimțit. Da. Cred că îmi doresc un copil. Îmi trebuie copilul. Nu bei prea mult? Cine bea prea mult? Poftim, nu mai beau. Bea tu. Ia spui șerica să nu mai beau, vreau sănătos. Nu mai beau, m-am lăsat. Nici nu-i sănătos. Gata. Tu nu lucrezi undeva? Sunt patron, fiu, așa-l dracu să fiu. Unde? De acolo. Cui am telefonat ieri? Păi că mă uit după el să ți-l arăt. Doamna, l-am sticlă. N-am ambalaje, nu mă bate la cap. Când avem ambalajele? Nu există. Doamna, luam sticlele, dau la tine una sticla gratis. Du-te la aibii cu sticla ta cu tot. Dam un pupicu. Câte ai? 34. Am nevoia de bani. Șomerul. 10. Ramon! Adunare! Profesore! Nu înțeleg cum poți să bei porcării asta. Băi, Ramon, unde lucrezi tu, bă, băiatul? Jumătatea de oră, profesoare. Nu este ambalajele, nu este bani, nu este nimica. Falimenta, acum muncim. Muncim, eu ți-am spus. Păi tu ai fost la fete. Care fetele, profesoare? Ramon, băiat săracu, nu iubește româncele la Ramon. Îl vrei cu poponar. Nu, doamna, să nu-l crede, păi, doamna. Ramon, asta e rușine, doamna. Ia spune tu frumos la doamna, cum ai ruit-o tu din Cuba? Cu vapoare, doamna. Marinar, adică. De ce, mă, Ramone? Păi aici multă libertate. Cum se atrăiești tu, mă, lor Fidel Castro, mă, nenorocitule? Aia cu cea mai puternică ideologie din noi, păi nu pune la lauă de tine? M-am urat spital. Mi-e frică tot timpul când plec. E una acolo, o bestie. A, uite un terorist. Cine? Ăla. Nu te speria, Ramone. E de-al nostru. Terorist național. Al dracului de porc, ai văzut ce mi-a făcut, ați văzut? Calm, dragă, mi-a spus cineva că ăștia trag din orice poziție. Terorist pe dracu. Așa-i zice, știu eu ce-o fi. L-au prins la Revoluție, deja cu pușca. N-au dovezi, i-au dat drumul, dacă n-au dovezi. Ia-i numărul. Mi-e capul plin de numere, mi-e lehamite. Ascultă, vreau să spun că... Mă duc la spital. Stai, două secunde. Ramon Valea, spune să rămână și la muncă. Te rog, două secunde. Eu nu știu ce aștept, cum o să trăiască mai bine generațiile viitoare dacă stai aici și o freci? Ascultă, mă interesează să fiu tată. Ascultă. A lăsat două camere și o bucătărie. Dacă se dovedește că eu sunt tatăl, am intrat în ele. Da, da. Nu se naște copilul, nu dă primărie acasă. Păi de ce să lasă intre în ele un țigan? Dar uite ăsta! Ce, n-am caracter, a? Unde a băgat-o? Aici, la Marcela. Stai puțin, a băgat-o! Miracol! Ce fac de aștept? Ce nu stai la rămâi, nemernicule? Asta, doamnă. Și fii atent cum vorbești, băi, cu aia crezi. Nemernicule! Asta, doamnă! Pune-i lume, că am fiat, doamnă, că e amolită. Bun și o rog, dracului. Urlă acolo cu plasa într-o mână și cu buletinul de vot în alaltă. Comunist nenorocit! Nu, nemernicule! Comuniștilor! Voi n-ați ajuns în situație! Nu vezi că te organizi, da? Comiștilor! Bă, bă, ce dracu, bă, nu mă, nu mai eu ce-ți ai.
vorbești pe ăsta cu ce se ocupă? Du-te mă la muncă, bă! A dat de libertate poponarul de acolo. Ai spus că e tâmpenia aia cu telefonul? Nu, măcar securitatea cu baneză să funcționeze. Dacă nu ați satisfința. Unde mergi? La Strasburg. Să-ți arăt apartamentul. Ce apartament întârzi la spital? N-am casă. Nu-i departe. Uite poliția! Poliția! Ce poliția? Ai băut? Eu am băut? Eu am băut? N-am înțeles. Ce dracu? Păi da, eu nu sunt conștient. Mă jignesc, să știi. Mă jignesc, să știi. Dumnezeu, de pe mână o pui că o plătesc, să știi. Nu o să se învețească. Sufă, ei! M-a jignit, să știi. Poftire! Ia dă-mi alta! Da-ți alta! Da, dar să știți că nu o să se învățească nici asta. Vă spun eu, dă-mi, am eu aia, dă-mi, da. Dă-mi, te rog eu frumos, te rog eu din inimă, te rog din inimă, te rog eu din inimă. O să plătești, dă-mi, te rog din inimă. Ia tu pe-o. Te rog eu. Eu sufru. Ce e acum? Face pe nebună. Dom'le, ce căstați, dom'le, cu oară? Am ceva aerul, am ceva aerul. Dați-mi aici. Unde merge, dom'le? Mergem până aici la... Mergem până aici la Consiliul European. Doamna conduce? Nu. Da. Bine, o să conduceți dumneavoastră. Da. Doamne, da. Dar de ce? Doamne, am băut, uite-te la mine. Nu-i nimic, o să conducă doamna. Doamne, da, am eu aia lucră, am băut. Doamne, de carnetul la tine. O să conducă încet. Te adormeam și te băgam cu capul în cuptorul aragazului. Ce aragaz? Când? Trage pe dreapta. Aici? Nu mai vin niciodată! Niciodată! Două camere și o bucătărie! Păi să-i lase internet orice fel de țigat. E copilul meu, mai să-l naști! Omoară-l! Și că era să mă omoare? Mincinos! Cum să te omoare? Minte de-l dracului! Un cap în cuptor! Înglumit, împitule! Nu vrea să emigreze! Habar n-ai cine era asta! Avea studii la Moscova! Omoară-l! Omoară-l imediat! Ești bețit și nesimțit! Ce faci dumne acolo? Ar sigura! Hei! Ce faci? Bag cu viteză! Trage frâna! Trage! Ce-i uite că eu piciorul ia singură. Fără motor. Ce spui? Am auzit de chestia asta. Există lucruri de-astea. Chestia națională. Miracol. Bă, ce faci? Ce faci, bă, dai peste mine? Da să vă seară, lui doamna. Vedeți, dacă o las urcă. O fi în pământ niște raze, ceva. Aici se întâmplă minuni pe crucea mea. E arasca americană.
Vezi drumul acela care e de în șosea? Cu cine vorbesc? E o chestie de magnetic! Am plecat acolo pe la 3 dimineața, am scos-o din viteză și am așteptat. Pe la 5 eram acolo când a intrat camion. Asta ca să știi... Auliu, dispar. Din cauza nemernicului ăstuia pe care l-am iubit. Nici copiii nici să emigreze, nu vrea nimic. Din cauza lui am făcut-o. Uite-te la mine, mă auzi? Uite-te la mine! Vreau un corp! Vreau un corp nemernicilor! Pe dealul ăsta a călcat Dumnezeu, dar și mulți bolșevici. Hai cu mine în Himalaya să construim neocomunismul în Tibet. Mă duc la spital. Păi și eu ce fac? Nu știu, asta e treaba ta. Pe cum trebuie, am băut? Pardon? Și eu am băut. Ăștia sunt cu ochii pe mine, sunt urmărit. O să fac accident, ai să vezi. Și nu o să mă pui la frigider, că n-am nimic în burtă decât un nenorocit de spermatozoid. Singur și trist care n-a reușit în viață, atât am. Vrei să mă omori? Mă plictisești! Te plictisești, dar vreau să țin mâna pe burtă! Copilul are nevoie să simtă căldură paternă, altfel se dezvoltă. Simte că are și el o familie. Și când l-am făcut tot așa, îi țineam mâna pe burtă și îi pipăiam cu buricele degetelor buricuțul ei micul, înțelegi? Îi tipăiam umbilicul și îi sărutam sfârcul sânului. Da, da, așa îmi plăcea. Îmi plăcea de purea și mie îmi plăcea să simt cum se desface ușor ca melcul. Și am intrat în ea, vali, Doamne, ca în pișmaua mea de tinet, vali, vali. Ai fax eu. Ce fax? Vreau să te penetrez. Ce? Să urc cu mâna pe picioarele tale până se fac pline, până se face cărnița rotundă, să îți iau carnea în mâini, să te țin în mâini și... Alo? Luați-l și pe ăsta, domn director. Ce v-ați speriat? Ce faci aici? Păzesc. Te-ai mutat în camera de gard? Știi că țin la tine, Vali, și vreau să te ajut. Dar ții blocat aerimarea, n-avem decât un respirator. Încep să moară ăștia pe aici, de drag. Rezistă deja 8 zile. Știi că am început să primesc telefon? Știi cum e la noi? Fiecare vrea să moară capra vecinului. Eu vreau să te... Să te asigur că țin la tine. Dacă se vește în omul ca... Nu știu ce o să putem face. Hai, te urci. Ce urc eu? Urcă că ești mai ușuric. Hai că te țin. Să ia și pe cu. Sunteți de gardă? Eu n-am somn. Aici nu miroase a gază.
Nu simt. Au lăsat unde bagazul. Să știi că am un miros extraordinar. Au, mă țineți? Te țin, Vali. Te țin. Dar nu puteți dormi? De ce nu veniți să stați aici? Se poate întâmpla orice. O să se întâmple ce vrem noi, Vali. Poate să vină doctorița Spiru? Și poate un tu ceva. O să ne scoată mic, Vali. Și-aș dormi și eu puțin. Stai cu mine, Vali. Vine ajutorul american, german, simt asta, Nurina. Le-ați scris de respirator? Ce caghe și respirator, tot Vali. Am și eu nevoie de un corp. Nu cred că... Tu cu respirator, spunea și voi. Bă, da. Cred că le-ai spitalul de urgență. Sau în Budapest. Mm. Nu? Mm. Nu mă puteți scăpa, dar jos! Alo! Am nevoie de un corp! S-a stricat și ăla de fier siringile. Ah, Vali, dacă își vedea cum arată Röntgen. Ce? Ce de siringi? Să nu mai vorbim de siringi! Atunci ne-am sutat! Doamne! 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 Asta sunt traficultură. No. Mâna Buda peste ei. Nu mai miros și domne, parcă sunt expirate, ce zic? Profesoare, șeful, frica. Uite, cu de poponare, cu frica de cutul. Frica, nu poponare, sta. Ramon, nu de securitate trebuie să te temi tu, de și o masă te temi, că te dau afară. Că mă omoară ăștia cu privatizarea mică. Am privatizarea mică, ce să fac? Da, șeful. Mie mire de tine să mură, n-am ce să fac. Că nu pot să-l dau afară pe Gou, e de-al nostru. Prost, dar e de-al nostru. Dar noi prostia e avuție națională. Și eu dacă emigram în Cuba, mă dădea afară casă. Practică internațională, doamne. Profesor, călteam să mor. Așteaptă clientes. Păi ce faci, pleci? Clientes. Ramon, să nu stai mult, că mă omoară singurătatea mea și picioare. Peste vertebrele lombare, până la vertebrele sacrale, adică în locul ăla sacru.
mașina la din două părți. Da, mă rog, cu cine doriți. Dacă nu vii aici, să știi că vin eu acolo. Auzi? Vin acolo. Sunt tatăl copilului, vin acolo. Oh, Doamne, mi-e rău. Vale, ce fese ai, vale. Vin acolo. Am vândut tot. Da, am vândut. Vai de capul meu cum am vândut. Am investit în văd. A lăsat perdeel la geantă, nu se cunoască. Era pregătit. Uite, știi? Și eu ce vrei să fac? Nu-i păcat să pierd asta. Ce-i treaba mea? De asta spui polperii la telefon și mă deranjez noaptea? Hai, dragă, că nu-i chiar așa. Să știi că pun telefonul sub observație. E ales sub observație? O să ai de-a face cu poliția, să nu te joci cu mine. Ești cam bețiv. Bețiv? Ești cirotic. Bețiv? M-am lăsat! Când? Recent. De ce te-ai lăsat? De băutură. Mă pedepsesc. Sunt bețiv și nu te merit. Ce să merit? Să mă merit? Doamne, Dumnezeule, Doamne, nu mai rezist, ajută-mă. Du-mă de aici. Du-mă în Albania. Dacă mai dai o singură dată, te răpun și pui porcării. Oh, bine să mor. A bine să-mi bag capul în cuptor. În cuptorul ăla unde am vrut să mă vâre ea. În primul rând că era la el acasă și n-a fost chiar așa. Hai, te tără cuptorul. Moare-te dacă vrei, am plecat. Ce faci, mă duci să luăm taxi? Și faci crezi? Da, e urât aici. Stai, și mă lași. Mă lași așa, în halul ăsta. Bravo. Vezi ce faci de mine? Hai, dă-i drum. Hai, mă, ce faci? Că dacă nu vreau să știi că destabilizez. Hai, pleacă. Uite ce, să nu mă vezi așa, că nu sunt avantat, auzi? Ce faci, mă jur? Eu nu. Dar ce ai spus? Nu pot răspunde că la telefon. Măcar. Stai, dragă, stai, că aveam o înțelegere cu ea. Ce lumină? Aoleu, am uitat să plătesc lumina. Deci, aveam pe unul care ne căra bagajele. Un șerpaș. Auzi, să-mi aduce aminte să plătesc lumina. La ea, acolo, în Himalaya, când moare unul, vine un călugăr și îi spune la ureche, așa, vreo 3-4 săptămâni. Îi spune să caute lumina, că e o lumină, înțelegi, pe lumea înaltă, de care mortul se sperie, ca la nu. Se sperie pentru că la început nu-și dă seama că e mort, că nu mai are corpul ăsta nenorocit și bețiv. Și vrea să trăiască. Nu pricep? Ce te ferii, intruci? Da, mai eu spun, dacă vrei să rămâi proastă, rămâi proastă. Și? Păi și ce? Păi nu-și dă seama că e mort, ca în viață. Păi dacă vede lumina, atunci se pătrunde cu ea și trece și el într-o chestie, într-o treabă superioară. Nu, Brigitte. Nu se mai reîncarnează, că asta vrea el, să se reîncarneze, vrea un corp. Eu gata, mă reîncarneze copilul meu. Vrea să trăiască, să se reîncarneze. Și chiar dacă îi spui lucrurile astea aici, pe pământ, el uite, de asta trebuie să îi repezi mereu, înțelegi, să... Așa aduc aminte, să o lase baltă. Înțelegi? N-au pricep nimic. Mai bine, ar trebui să pricepi. E destul de moarte. Păi nu mai spune. Ești rigidă. Ești uscat. Antiseptică. Nu te urca niciodată pe munte, nici măcar pe masă la bucătărie. Trăiești mediocru. Pun pariuca și că trăiești mediocru. Auzi, nu tragi fum în piept. N-ai băut niciodată tequila. Nici măcar n-ai fost curioasă.
Și în schimb vrei să te cari din țară cu certificat de naștere al copilului meu. Ia auzi. Stai să spui și eu ce ești tu, vrei? În timpul ăsta urlă hormonul în tine și joacă Cazacioc cu Tada Freud. Jos comuniști. Din partea mea. Atunci jos chiloți. Lasă-mă, lasă-mă să ies. Te rog frumos să mă las să ies. Bebe, tri! Bebe, tri! Nu! Nu! Tri! Mai să strigi? Ți-i prea mult la reputația ta mediocră. Știi ce era un viol, nu? Da, toată lumea violează. Și eu am dreptul la urmă. Măcar perderea asta, vreau să le spune? Bine, astic! Măi, dă-mi cearta mea! Ceanta, pe părere, ceanta! Care ceanta? Ceanta mea! Că ceanta! Ceanta mea de ceanta! Am nevoie de ceanta! Au! Poți ce? Ce-i asta? Profilaxie? Hă? Și ce trebuie să-l implementez? Săracu, te-ai născut ieri. Sida! Umbli cu prezervativ în proșetă. Da. Bine, bă. Spune că-ți place, nu? Îmi place! Am aruat din asta. Cum? Spune ceva, spune-mi ce-ți fac. Să nu-l rupi! Nu te uita! Ce faci? Zici ceva, spune-mi ce-ți fac. Te uiți, spune-mi ce vezi. Văd gara și coada la sifoane. Mi-e sete. Îți bagi bine? Da? Ce să spun? Pe singură. Spune. Nu! Ești frigidă, dragă. Ești frigidă, după toate nenorocirile, mai ești și frigidă. N-ai simțit niciodată nimic, lerg? Uite cu ce umblă era poșetă! De ce nu spune-mi că ești frigidă? Avem nevoie de reanimare. Unde e Ivalie? Unde e domnișoara doctor? Cine pregătește acolo, Geta? Alo. Nașterea, măi. Setozolo. Vreau să văd și eu un doctor care se poate spăla în țara asta un sfert de oră. Haide. Economia voastră, ce fac eu? De ce nu pleacă electrogenul? Ce-i cu electrogenul? Ce facem, domne? Eu nu mai pot să-l țin. Electrogenul! Aveți noroc, a murit. Unde e ăla? Acum ce vrei, dacă l-ai dat afară, caută și el. Fă-l în curte, Bobonar. Cu dormitul mai lasă-l dracu aici. Băi, și mie. Alo? Alo, tu ești... Uite, vreau să spun următorul lucru. Prezervativul e un lucru stresant care te lezează mora și material. Eu să mă omor de un prezervativ, înțelegi? Spune-mi, e lume pe acolo, prin jur? Nu, stai și ascultă. Vreau să te mângâi tu singur acolo. Vreau să cobori mâna, să te mângâi acolo în timp ce vorbesc cu tine. Te rog. Ții mâna acolo, dar nu mă minți. Și acum te rog, ia mâna.
toată patul. Să văd ce faci, eu nu mai pot să fac nimic. Tu asculti ce spun sau n-asculti? Ce vrei să fac? Cum ce să faci? Ce e copilul tău? Dumnezeu știe. Vrei casa? Ce vrei să fac? Să fac scandal? Să fac greva foamei? Ce vrei să fac? Ori fac, ori nu fac, tot aia e. Tot iau dreptate. Până-ți vine Greta, până-ți vine Marele Hamite, până-ți vine să duci în pizda mătii, să nu te mai uiți în dărăt. Tot ei sunt mai mulți. Miele Hamite. Vreau o bere. O să-ți scoată de acolo. Sunt român, draga mea. Sunt învățat să pierd. Cârpă nesimțit, bădăran și cârpă. Ești frigidă. Cârpă! Cârpa la telefon. Ce faci, mă, Ramone? Ai dat o fugă până la Havana? Voi, poponari, vă cam ajutați între voi, aveți un lobby. Managere, vai de capul meu. Te-ai găsit de lucru? Cât este bananele? Nu mai ținea, mă, Ramone. Mă omoară ăștia cu impuțe, nu s-a mai putut. Nu-i nimic, profesor, ai fost bun cu mine. Vrei una banana? Da, dă și mie. Pune acolo. Puteți să mai stai la mine o perioadă. Nu, profesor, acolo nu. Amenința multe, frica mare. Du-te, mă, dracu, de cine te amenință? Amenința multe. Brazul lung a revoluției cu banii, Ramone. Ce-ai căutat, trecă? Trebuie să te interesezi. Ce faci, mă, aștept american, îmi doresc? Vine una mașină. Ai postat de banana? Nu, mă, la cineva la spital. Și unde dă la fete? Oh, tu-i mai cam așa. Ești dama și șeful. Curva! Curva! Ce vrei, mă? Tu mi-ai adus comuniștii pe cap. Ai votat toată situația. Ce vrei, mă? Cu cine ai votat? Bravo, mă! Ia o banană! Să-ți dăm Dumnezeu sănătate. Ești bucuros, da? Sunt amără, bre. Să-ți trăiesc cu familia și copiii. Da, dar rău, rău! Vă dea Dumnezeu sănătate. Și la dumneavoastră și la România. Gata, s-a închis. Și eu am votat. Cu cine ai votat? Am votat. Ia o banană. Vă dea Dumnezeu sănătate. Să vedea Dumnezeu. Cădea. Cum veniți? Valentin. Pentru domnul Valentin. Bravo! Și pentru... Nasră? Cum veniți? Iosif. Cum? Iosif. Pentru domnul Iosif. Mulțumesc. Nasră? Da. Donciu? Da. Bravo, bravo, domnul Donciu. Să-ți dă Dumnezeu în pare. Să-ți dă Dumnezeu sănătate și fericire. Gata, mă, băi, voi ați rasolit chestia. Ia dracu de bețit, ce-ai cu omul? Ce faci? Ești frigidă. Stai! 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 Stai
principe, stai! În genunchi pentru domnule, stai! Stai pe loc! Stai! Curvă! În genunchi, stai! Stai pe loc! În genunchi! Stai, stai! Fac, te-ați scos din mașină! V-am luat un joc de noi comuniștilor! Comuniștule! Eu fac! Eu sunt comunist, mă, firea de meu care mă rușine la urmă! Stai! Stai! Stai pe loc! Stai! 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 Comuniștilor! Comuniștilor, v-ați bătut în joc pe noi! Potirile bune, potirile, v-ați bătut! Va! V-ați bătut, gură! Înseamnă-i pentru România! Acum! O niciodată, alegeți-o soartă, la care să se închide. În genunchi pentru România, în genunchi, în genunchi, ah! În genunchi pentru România. Adus-mi un junghiat. Respiratorul ocupat, nu intră nimeni. Pregătiți blocul. Unde-i doctorul Pobric? Unde-i doctorul Pobric? Doamna doctor. Da. Să știți că eu fac greva acum. Bine, bine, hai. Da? Lasă respiratorul. Hai, băieți. Hai. Nu luați nimic. Te duc și te duc, ești tu! Te duc, ești tu, da! Ia că moare o... Nu! Ia-mă! Nenorocit. Dacă te mai prind la mamica, te sparg, mă, futu-s norocul, mătii, de unde ai venit? Să plătești șara dracului unde stai și să o lași în pace pe mamica, că-s fălcuțit în tine, mă! Futu-s norocul, mătii, să-ți put. Îți dau foc la Tuțiana, mă! Te omor dacă te mai prind acolo! Ce e la, mă, hotel? Cu tu-ți gura, măi, ți-a spus. Ți-am spus, mă, bugule, că poți să stai un timp aici? Ce dracu' mi-ai făcut? Ștergeți măci. E proaspăt, dar nu. Nu mai rezist. Nu mai rezist. Nu știu ce să faci.
distrugă, să-l omoare, să-i aducă pe toți, eu nu mai pot. Și nu mai pot. Și vrei să vin acolo? Ha? Să-i pun mâna pe portică? Vrei să-i bat pe toți? 4500, domnule. Ce vrei? Știi ceva? Cred că nu mă... Cred că mă ajunge. Am știut asta tot timpul. Nu-ți ajunge. Nu știi ce vrea. Avansat? Nu-și dă seama că a murit. Ca toată lumea. Vorbesc serios. Acum, după atâtea zile, bineînțeles că își dă seama. Te preocupă? Hai cu mine, tipet. Ce-i spuneai? Spuneai ceva. Ce-am mai spus? Vreau să știu. Cuvintele. Nu zice cuvintele. E un ritual între... Ceva în genul ăsta. Du-te către lumina albă curată. Nu te opri la lumina cenușie, lumina murdară te întoarce înapoi. Nu știu, dragă, ce sunt eu, Buddha. Ăla, mortul, vrea să se reîncarneze, înțelegi? Să se întoarcă. De asta trebuie să-i bagi mințile în cap că nu merită deranjul să se întoarcă aici. Și cum se cheamă lumina aia? Clara, lumina originală, n-ai să-ți minte. Cum? Ai văzut Clara? Clara, lumina originală. Dar tu altă treabă, n-ai? Ți-ai cumpărat fax? Ce fax? Ea știa? Bineînțeles că știa. Da. Ăla care pleacă, care dă colțul, pleacă cu răutate de aici, știi, și... se tâmpește. Nu-și mai aduce aminte de nimic, înțelegi? De asta trebuie să-i spui. Uită tot. Și chiar dacă se întoarce, uită. Eu i-am spus, da, nu prea-și bătea cap. Eu îi vorbeam și ea... știi ursulețul ăla de pe canapea la ea acasă? Eu vorbeam și... era pe întuneric, suntem într-un fătuliu și... Ai vorbeam pe întuneric? Și... când m-am uitat la ea, ce crezi că făcea? Își plimba ursulețul de-a lungul picioarelor spre abdomen. Spre locul acela. Ce invers. Apoi relua mișcarea cu aceeași lentoare. Spre coapse. Fără zgomot, nu știa cum observ. Eu cred că... când nu eram eu de față în liniștea ei... Înțelegi tu. Întotdeauna am admirat la femei putința lor de a-și da plăcere cu... atâta delicatețe, cu un gest atât de... senin. Vali, hai să bem ceva. Vali. Doina. Ai murit, Doina. Nu te speria cauza asta. Încearcă să vezi clara lumină și du-te spre ea, nu te teme. Tot acolo unde sunt toți copiii aceia curați, care au murit atunci iarna.
Lumina e ființa unică, tu despre ea. Adu-ți aminte de ea ca să nu te mai întorci aici. Vreau 2000 șoberi. Ca să nu mai vrei corpul ăsta. Nu merită să te mai întorci aici. Urcă acolo unde e clară lumină. Nu încerca din slăbiciune să vrei iar corpul ăsta. Am să fiu fiul meu. Ai murit, Oina. Vă cheamă domn director. Putem avea o casă în orice moment, să știi. Te rog să nu mă știu de ce ești. Eu sunt foarte mult. Nu știu ce importanță are pentru știință ceea ce faci tu, dar nu avem posibilități. Nu e momentul. Au început să facă reclamații la minister și la primărie, au făcut. Trăim în România, ce drept văd. Altceva, dacă pot face pentru tine. Domn director, scoate-se de acolo, dă simțați. Mă rog lui Dumnezeu să vină ajutorul la german odată să-mi ia de pe cap butoaiele astea că mi-au otrăvit tot spital. Vale, nu știu ce trebuie făcut, îți repet, țin enorm la tine, mai mult decât crezi. Mă gândesc la tine tot timpul, te-am ajutat întotdeauna. Te rog să te dezbraci. De ce să mă dezbrac? Pentru că nu se mai poate. Vreți noastră acum? Mă, tu vrei nenorocitul ăla de respirator sau nu-l vrei? Să previn că sunt ca în frigidă, n-am ce să fac. Vale, lasă, lasă, am vrut să văd ce spui. Acum tot una. Vale, am glumit de secretara dincolo, ce ai nebunit? Nu vreau să amânăm, după aia uiți ce este să mai întâmplă. Nu mă nenorocești, împreacă-te, Vale, mă nenorocești. Domn director, insist. Te rog, am glumit, mă nenorocești. Mă rog, în considerație. Vreau să sărbătorim eșecul de data trecută. Stai să spun ceva. Știi că așa ceva nu se poate. De ce nu se poate? Cu mașinile mele care urcau de acolo. Povestea aia. E o minune. Nu. Vale, e o minune. Nu. Păi dar Dumnezeu are intenții serioase cu zona asta. Să nu umbli cu magnetisme și alte chestii că nu ține. Ne-am întors noi greșit. Panta era în partea cealaltă. Nu urcau, coborau. Nu ai băut ceva. Ai băut ceva? Ia suflet. Alok?
să vezi loc? Care la? Ce? Vino, vino cu mine. Vino cu mine, vino, vino acasă. Fie ce... am să... Hai să-mi simți gura și... Vali, Vali, ascultă-mă, hai să-mi simți gura și buzele peste... Vin peste tine și... Vali, te zdrobesc. M-auzi? Să vezi ce-ți fac, uite! Vai! Hai mai copii, ce dracu, începuse bine. Thank you.
Poate. Bună, drăguță. Sfârșitul lumii, să nebunesc. Gata. Lasă-le dracu de barat la tine. Ați mâncat lăbiere la mine. Este o țară sacră, înțelegi? Despre asta nu mai discutăm. Nu poate să meargă fără ajutor occidental. Fără ajutor occidental. Cornă! Cornă, că murim! Da, provără.
Trebuie să mergi de coasă, hai! Vină și să vină, Falei! Să vină, doamna doctor, stai! Ce-i asta? Băi, ai vorbește frumos și te calc în picioare. Să vină ea! De ce nu ai ala așa, bă, să ne curgeți? Băi, n-ai caracter! Faci vestit! Tâmpiților! De 20.000 de ani să-i văduiți numai eșecuri. Besimilor! Aaaa, doamna doctor! Ce dracu de papa, mă? Dă-l-l-a! Ce căuți aici? Leagă! Leagă, găsă! Da, mă! Leagă! Domnul profesor, apreciți la dumneavoastră. Da, cu cine fiți doamne? Acum, de ce ești mită afară? Ăsta, ești consilier? Da. Scoate vizorul, scoate vizorul, hai! Bai la cuțin, bai la cuțin! Nu avem poliție, nu avem așa de armă. De ce nu știu? Eu îmi jur de pe dânsa, nu îmi jur. Pentru dânsa am sentimente aici. Domnul Nemțu, domnul Germanu, dumneavoastră te duci la dorință, spune lui ăla să pună zidul la loc, să-l pună la loc, că venim peste voi. N-a apucat să putreziți, că venim peste voi. Venim cu rușii, cu bulgarii, cu polonezii, cu umbrii, cu petelezii, cu cumanii, cu tătarii și cu turșii. E energie aici. De ce ești mitocat? Doamne, ce știu eu, ce spune de la mine, ce vede la fel. De ce te povorte cu țiganii? Eu, la unde crezi că te-ai cocoțat? Dacă te violează unul. Domnul, du-te, băi, nu mai te-ai. Eu zic, ne? Eu zic, dar pe mine mă întreabă cineva cine mă zic, ha, pardon, te-am, iartă, te-am văzut că era atât de antisept. Bebe, ești mitocat și nesimțit asta, ești mitocat. Ia-te, uite ce are dânsa aici, ia-te, uite! Uite, uite! Băi, dacă tu mi-a dat la scurba, eu să faci fi ciorul drag, de ce mi-a zis că voi la comuniste? Ce-i domnul la spital, dar sunt gandii! Să știi că m-a omor, ți-am notat adresa, blocul Z18. Las un bilet că din cauza poliției. Pentru că știi ceva? Mie le hamite. Mie le hamite, înțelegi? Am înțeles. Știi ceva? Mie chiar le hamite. Auzi, spune-mi, te rog, cinstit. De acolo, de la voi, cum se vede? Nu-i totul degeaba? Alo? Alo? Ia mâna de acolo, Vali, prieteni, ce te muncești să te electra cu cine vorbesc? Faceți copil, ia mâna de acolo, mă distrugi, Vali, ia mâna de acolo. Hai să știți că m-a sinucid. Uite, deschid gazul. Se aude? Cum iese gazul? M-am deschis la gazul. Veniți sau nu veniți? Foarte bine o să mă găsiți moartă. V-am dat adresa. Deci pot să mor, da? Și când vine echipajul ăla? Simt că mă sufoc.
Veniți sau nu veniți? Foarte bine. Nu mai văd nimic. Văd numai o lumină curată, albă. Extraordinar. Clara, lumină originală. Nu o să țineți minte. Vă scriu pe o hârtie, o să o am în mână când mă găsiți aici. Gata, s-a terminat. Mor. Nu mai aud nimic. Degeaba nu vă mai aud. Vali, știu că ești acolo. Sunt eu, bebe. Vali, deschide. Deschide, o sparg ușa. Vali, de ce v-a făcut chestia aia? Eh? De ce m-ai pus la curent? Eh? Vali, îți dai joc de mine? Eh? Ce-a mai râs? Mă vezi? Un singur lucru vreau să știu. Te pup. Vali? Vali, de ce ai făcut treaba asta? Eh? De ce m-ai conectat la rețea? Bebe mea era Hamid. M-a ajuns și pe mine. Asta e marele Hamite, bebe. Aș putea să mă ridic acum să deschid ușa. Da, mă simt minunat. Nu mai vreau nimic. Coastele, stai puțin aici. Mă duc să duc o mașină. Are mașina lui aici. Vezi că mașina mea e aici. Unde sunt cheile? Dă-mi cheile. Gata, bagă șucul la loc. Atunci trage. Ascoate-l din viteză. Nu e, descoate bateria. Dă la o pară. E un fir acolo. Curentează? Nu curentează. Au. Ce faci? Bebe, ce faci? Încerc să întind scaunul. Ai nebunit? Bebe! Ce faci? Încerc să scot pantofi. Bebe, ce faci? Încerc să scot chiloții. Le vede lumea. De ce ai făcut chestia? Bebe! Bebe! E cu tremur să zguduie mașina. Eu sunt cu tremur. Mi tocară. Ce dracu? Ăștia merge pe trotuar. L-a văzut cineva. Nu poate să ne suferim. Să-l faci blond. Mai blond.
Îl fac cum vreau eu. Putu-i mama lui. Blond. Și cu puturica mare. Știi de ce? Și cu piesele alea două. Trei. Să urască toată viața lui. Ce-a murit și eu. Toată viața mea. Și o să ne creăm frăudulos. În Groenlanda. Stăm la plajă, la soare. Să suflui vitul. Vede, îl spunea. Pe care îl facem acum. Așa care o să rămână aici. Să construiască o lume mai bună. Dacă suflice că mai bine. Și o dracu ce. Te-aduc în Groenlanda, iubito. Că numai acolo e nevoie de noi. Nu! Nu! Sunt sigură că am rămas! Nu-mi spune de... Gând!